În continuare vom discuta despre piețele valutare și vom începe cu euro-USD. Calendarul macroeconomic de astăzi este unul destul de, de plin pentru moneda unică europeană. Astfel, ne așteaptă o serie de raportări cheie și vorbim despre, despre raportele privind indicatorii PMI pentru sectorul de servicii, dar și pentru sectorul manufacturier. Astfel, în această dimineață vedem că au fost publicate deja datele pentru Franța, dar și pentru Germania, care au adus surprize în ceea ce privește sectorul manufacturier. Vedem că în cazul Franței așteptările au fost respectate, 51 de puncte, o ușoară scădere față de valoarea anterioară, dar în ceea ce privește sectorul de, de servicii, vedem că la nivel Franței a avut loc o ușoară surpriză, o scădere mai mică decât cea, cea prognozată, dar în, din Germania au venit adevăratele, adevăratele surprize. Sectorul manufacturier, o creștere. O creștere peste valoarea anterioară în ciuda unei prognoze negative, în timp ce sectorul de servicii vedem că a suferit o depreciere ușor mai mare decât se, se prognoza prin urmare. În continuare, în luna octombrie, sectorul de, de servicii a fost cel mai. Afectat. Lucru de înțeles dacă avem în vedere impunerea de, de noi restricții la nivel european, care nu au făcut altceva decât să uh, ducă la o scădere a consumului și a, bă, și o de, ușoară tendință de, uh, de, de afectare, de deteriorare a. Uh, a sectorului de, de servicii, nu doar la nivel european, este posibil să vedem această tendință și la nivelul, uh, și la nivelul uh, um, SUA. În continuare, ne așteaptă un alt uh, raport important la ora 11, indicator, indicatorii PMI pentru uh, sectorul de servicii și pentru sectorul manufacturier pentru întreaga zonă euro. Vedem că se așteaptă uh, scăderi în ambele cazuri. Rămâne de văzut cum se va dovedi situația. Pe baza acestor informații asistăm la o creștere, la o revenire a monedei unice europene care a reușit să recâștige teren în raport cu dolarul american. Vedem totuși că toată mișcarea a venit după ce a avut loc un ricoșeu din media mobilă de 200 de perioade, undeva în zona 1. 1.17920 cu aproximație, și care vedem că a reușit să readucă prețul deasupra pragului de la 1.18. Rămâne de văzut dacă această mișcare ar, va putea să fie uh, extinsă, dacă va putea să, să fie alimentată pe termen mai lung sau dacă este doar o revenire de, de moment. Uh, spațiu de evoluții ar mai exista întrucât nu vedem nicio, uh, niciun nivel de, de rezistență clar pe termen scurt, cel mai apropiat fiind la aproximativ 18-400, ceea ce ar reprezenta o distanță uh, destul de, de interesantă de, de parcurs, undeva la 0,2%. Rămâne, uh, rămâne de văzut dacă uh, cumpărătorii vor avea încrederea necesară pentru a-și continua mișcarea. Dacă vorbim despre uh, lira sterlină, aceasta a continuat să piardă teren, uh, în ciuda faptului că Uniunea Europeană și, uh, și Marea Britanie au reluat uh, negocierile. Uh, de ce de ce a avut loc un astfel de scenariu? Uh, putem spune că ieri negociatorul șef uh, în cadrul Brexit din partea Uniunii Europene, Michel Barnier, a revenit în Londra pentru a accelera discuțiile cu, cu tabăra britanică, tocmai în ideea de a rezolva acele puncte de dezacord dintre cele două tabere și pentru a ajunge la o înțelegere. Totuși, perspectivele nu sunt în tocmai cele mai optimiste, iar acest lucru ar trebui să, de acest lucru ar trebui să țină cont și, și investitorii, mai ales în momentul în care doresc să se să o poziție referitoare la, la, lira stelină. De ce? Pentru că ne aflăm la, la, aproximativ două luni de sfârșitul perioadei de tranziție, mai mult sau mai puțin 10, 10 săptămâni. Cu aproximație. Iar această perioadă restrânsă nu face altceva decât să pune și mai multă presiune asupra rezultatului. Mai mult, tabăra britanică continuă să aibă o poziție foarte dură privind perspectiva de extindere a perioadei de, de tranziție, declarând că: un acord trebuie să fie gata, trebuie să fie aprobat până la sfârșitul anului, altfel Marea Britanie va părăsi va părăsi uniunea fără o înțelegere. În acest context, vorbim despre perspective destul de de sumbre, întrucât posibilitatea unui nou deal Brexit tinde să fie tot mai mare, iar pe zice trece, iar pe zice ce cele două tabere nu ajung la, la o înțelegere, probabilitatea acestui scenariu devine tot mai, mai ridicată. Motiv pentru care un astfel de materializarea unui astfel de scenariu ar putea să ducă la o corecție mult mai amplă pentru lira sterlină. În momentul de față. Asistăm la ușoară tendință de revenire din partea lirei, tot pe baza publicării a unor date interesante din, din Marea Britanie, vorbim despre vânzările de retail care au fost peste așteptări în luna septembrie, surprinzând destul de de mult surprinzându-i destul de mult pe investitori. Ulterior, la 11 și jumătate vor fi publicate datele preliminare PMI pentru sectorul de servicii și pentru sectorul manufacturier pentru luna octombrie. În ambele cazuri se așteaptă ușoare, ușoare deteriorări, prin urmare ar putea să ducă la, la ceva reacții de, de preț. Din punct de vedere tehnic, pe graficul H1 se poate observa apariția unui model de bullish flag. Astfel, după o secvență ascendentă puternică a lirei sterline, vorbim despre formarea unui canal, unui canal descendent care a reușit să împingă prețul sub nivel de la 1,31. În cazul în care va avea loc o spargere ascendentă, precum cea care pare să se contureze în acest moment. Mișcarea ascendentă ar putea să fie reluată, iar cumpărătorii ar putea să primească un semnal, un semnal pozitiv pentru continuarea acestei tendințe. În caz contrar, o spargere descendentă ar putea să ducă la o tendință corectivă. Următorul nivel de urmărit ar fi la 1.30, nivel extrem de important de susținere. În ceea, ce privește, în ceea ce privește situația la nivelul ienului japonez, dimineața a adus un val destul de interesant de a dus un val interesant de, de date. Astfel, au fost, publicat, fost publicate date privind inflația care a scăzut în luna septembrie de la 0,2% la 0%, prin urmare vorbim despre o stagnare. În ceea ce privește indicele de bază al prețurilor de consum, acesta, vedem că a scăzut mai puțin decât se prognoza minus 0,3% față de minus 0,4%. Prin urmare, perspectivele nu sunt întocmai cele mai, cele mai optimiste. În ceea ce privește datele privind, privind indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier, a avut loc o creștere, o îmbunătățire a situației mai timidă decât se, se prognoza. Astfel, conform raportului pentru luna octombrie, uh, comenzile noi au scăzut uh, uh, cu un ritm mai, uh, mai redus, atât la nivelul sectorului manufacturier cât și la nivelul sectorului de servicii, în timp ce vorbim despre. Uh, vorbim despre o îmbunătățire a sentimentului față de business care a reușit să atingă maximele ultimilor 2 ani. Prin urmare, vorbim despre un raport destul de mixt în ceea ce privește piața asiatică, care totuși vedem că a dus la ceva presiune asupra, asupra perechii, ajutând la o revenire sub nivel de la 104 800. În continuare, totuși vedem că prețul evoluează în interiorul unui canal, unui canal ascendent, aspect care ar putea să pună ceva presiune asupra depășirii acestei bariere de la 104 800. Totuși, lumânarea actuală care pare să indice o spargere, ar putea să ducă la o posibilă inversare. Totuși, rămâne de văzut cum Va evolua prețul în următoarele ore și dacă această spargere se va dovedi a fi confirmată sau dacă va fi doar un false breakout, caz în care prețul ar putea să își reia mișcarea ascendentă.